Păi înseamnă mult. Spre exemplu, pe 2 luni de zile, deci banii de concediu, aș putea spune la salariul meu, pot să-mi plătesc 2 rate cel puțin la bancă. Asta este. Plus dobânzile probabil care se vor adăuga, dar nu se știe acum dacă ni se vor da acești bani, pentru că imediat cum se aude că s-a câștigat un proces, cum trebuie să dea o ordonanță. Au importanță mare și chiar este foarte mult, pentru că mi-aș plăti ratele la bănci. Ajută la bugetul familiei să ne plătim datoriile, mai ales pe perioada de iarnă, când este foarte greu. La gaz se plătește foarte mult dacă avem centrală și întreținerea este foarte scumpă. Sindicaliștii susțin că orice bătălie câștigată împotriva guvernanților este importantă. În primul rând, pentru noi ca și sindicat, este evident o realizare și aceasta înseamnă, de ce nu, un venit salarial suplimentar pentru membrii noștri de sindicat în această perioadă, care se ridică la aproximativ jumătate de salariu. La nivelul județului Vaslui, peste 4500 de cadre didactice, dar și personal auxiliar, vor beneficia de acești bani.